Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, s-a alăturat colegilor de partid din județul Hunedoara și românilor care au dorit să asiste la sărbările naționale de la Țebea. Noi am fost de fiecare dată, inclusiv în timpul pandemiei, aici la Țebea. E o datorie de onoare. Doar așa putem să menținem vie memoria Crăișorului Munților, a lui Horea, Cloșca și Crișan și a celorlalți eroi. Anul viitor va fi anul omagial Avram Iancu. E un an decisiv pentru toți românii și mă bucur că ai mei colegi din toate județele țării au răspuns afirmativ chemării făcute de filiala Hunedoara Aur. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, și ca om politic, dar și ca simplu cetățean al acestei țări, Avram Iancu? Înseamnă un exemplu de luptă pentru libertate și pentru suveranitate. Exact ce ne lipsește astăzi. Suntem prea închinați la înalțile porți, suntem prea supuși, suntem prea tăcuți. Avem nevoie de Avram Iancu astăzi în România. Sunt mulți români care își pun speranța în noi. Nu o să-i dezamăgim, mergem până la capăt, ne luptăm pentru ei, așa cum s-a luptat și Avram Iancu.